Salutare a toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod, bă băieți, aici unde o să vorbim un pic despre niște schemă român care au apărut destul de recent, pentru că, da, destul de recent, de când nu am apucat eu să vând citul. Da, hai să vi arăt aici, deci nu am momentan dovezile necesare să vă arăt că e schemă și nici nu o să mă chinui să fac rost de ele. Dacă vreți, faceți schem cu el. Dacă vreți să vă pierdeți banii, o să faceți să faceți trade cu el, nu schem cu el. Am zis faceți schem cu el? Mă rog, faceți trade cu el. Nu mă interesează, eu fac acest video doar să nu mai săriți pe mine că vă dă schem. Acum, decizia o luați voi, frate. Eu doar fac să vă informez. Deci, primul schemor este Răzvan. Deci ăsta 100% dă schemuri. Primesc mesaje în continuu cu tipul ăsta care cica a dat schemuri. Uite și în comentarii, bă, Raul, am luat schem de la băiatul ăla Răzvan ce e la tine pe profil. Nu am știut și am dat 10 euro și pula mare schem. Așa. Mi-au zis și în comentarii foarte mulți. Aici, mă rog, aici face el suferințele lui de 10 ani care, na, mă rog. Și Edi s-a luat de el. Îi zic eu Edi așa. Zici tu salut, bă. Salut, frate. Oho, respect, respect. Mă rog, s-a luat și de el. Nu contează chestia asta. Așa, hai să vedem aici. În comentarii... Deci, în primul rând, îi adaugă pe toți care vor să-mi cumpere citul. Deci, fii aici. Pot să accepta așa. Nu pot cumpăra, mă rog. Ăsta m-a întrebat, băiatul ăsta m-a întrebat de Unity. L-a adăugat. Așa, hai să vedem. Dăm next. Salut, eu urmăresc de ceva vreme pe tu și însă abia acum am decis să cumpăr hack-ul. Intrăm aici, accept să vorbim. Mă rog, nu mai are la prietenii, o fi dat remove. Salut Raul, vreau să discut cu tine despre Răzvan, cel care ți-a dat hack. A zis că îmi dă un gift card de 20 de euro pe niște iteme. I-am dat itemele, apoi mi-a blocat toate comunitățile. Poți vorbi cu el, te rog? Ce să vorbesc eu cu el, coaie? Bă, voi sunteți chiar așa de ratați încât credeți orice vi se zice. Dacă vine o coaie și vă zic că sunt prieten cu stack și vă zic că am eu mulți bani, mi-a dat el bani și să-mi dați mie 5.000 de euro pe el și vă dau cuțite. Voi chiar credeți că așa de ratați sunteți, fără supărare? Da. Da-și mă. Așa. E chiar așa asta. Vreau să cumpăr hack-ul. Ghiși ce? Îl are pe Răzvan la prieteni. I-a și zis, accept să vorbim. A, ba nu i-a zis, și-o fi șters comentariu, mă rog. Dăm pe următoarea pagină, nu ne-a mai primit. Vreau să cumpăr hack-ul. Vreau să cumpăr hack-ul. Doresc hack-ul. Cumpăr hack-ul. Așa. Ghiciți ce? Toți îl au pe Răzvan la prieteni, coaie. Uite, ăsta nu mai are. Ia, i-a zis comentariu cu acces să vorbim. Nu, uite, la asta nu i-a zis. Da, mă rog. Și ăsta l-are, da? Și ghiși ce? A, ăsta nu l-are. Ia, respect, mă, ăsta nu mai are. Deci adaug omul pe toată lumea care zice că vrea să-mi cumpere cheat-ul, mă. Ce-i, mă? Coaie, mă uit pe Facebook și eu vine cu un chinez care mănâncă câini, pula. Ce ai, coaie? Coaie mănâncă câini. Și sunt vie. Și bagă zbără și mănâncă. Mă, lasă-mă să vorbesc aici. Deci omul adaugă pe oricine, da? Și zice, practic, vreau liceza de la hack. Ia uite-te un pic în comentariile tale de pe profil. Vezi că ți-am trimis video pe Facebook, bă. Și dacă am... Da, refresh. Știm, ăsta e adevărul. Mi-a dat bloc și că i-am zis să înceteze cu schemurile. Și dacă am 13 ani, m-am luat de el pentru că nu-mi plăcea să... Știu, cineva îmi face observații nefondate, o dovadă, ceva. Coaie... Am făcut cu scopul de să nu mai facă lumea trade cu tine. Oamenii pot să facă trade în continuare cu tine. Mă doare în pula, dar dacă și-a schem, să nu mai sară pe mine. E treaba lor, își pierd banii. Tu ca... Coaie, tu înainte să te apuci de schemuri aveai level 30 maxim. Cât avea, bă, Ilie? 30 avea? Cred că cam așa, maxim 40, mă. Da, maxim 40. Are level 160 acum și se laudă că are level mai mare decât mine. Bă, coaie. Fără spate. Păi, levelul ăsta este din punctul de vedere investiție cam inutilă. Mie îmi pare rău că am băgat banii ăștia în level. Te dai smilat așa, dar nu ai pic de chile. Dacă erai, deși îl luai în seamă pe real fază așa. Ia ce-o zis. Mă rog, uite, și tipul ăsta zice. Mă rog. Și eu dacă făceam Caterin, nu am nimic cu tine, încă te respect, dar sincer nu te-am deranjat cu nimic. Păi nu, frate. Dar tu l-ai deranjat pe el că dai schemuri. Și aparent, din ce mi-a zis, Edi, vindeai chestii la el prin comentarii. Zice că vinzi chestii. Nu, hai, 1 plus 1 face 2, hai să luăm logic. Uite așa. Bă, n-am nimic că vin jocuri, că vinzi chestii, nu mă interesează. Dar nu la el pe profil. Da. Deci de vreo 3 ori ți-ai pus I'm selling games, restock. Bine, frate, ok, ți-am lăsat toată comentariul, dar deja peste 2 zile iară vii, bă, stai un pic, ok, postezi o dată, ok, n-am nimic, o dată e ok. Dude, like, bă, mie, pe bune, îți faci reclamă, te
te ajută și Wolf ăla. Am cumpărat de la botul lui ceva jocuri, ci că fără duplicate erau vreo 20, dar mă rog, nu-i nimic. Le-am dat la alți băieți de pe grupul serverului meu, nu m-a deranjat cu nimic. S-au vândut jocuri, zicea că nu-s duplicate și erau aceleași jocuri? Ideea era că am luat parcă vreo 50 și vreo 20 de acolo erau aceleași cu ce le aveam eu. Știi că supposed to be the games you don't own. Mă rog, n-am nimic, asta e, poate i-a dat crash botul, nu știu. Not my problem, nu fac hate sau ceva, le-am dat la băieții de pe server. Dude, dar din moment ce tu îți iei responsabilitatea să vinzi jocuri și căcaturi de genul... Vinde-le ca lumea. Vinde-le ca lumea și nu te mânji de căcat cu pentru 5 euro, pentru 25 de lei. A, nu te mânji de căcat pentru 25 de lei. Da, mă, dar Răzvan ăsta de... Adelina, pe bune, de... Da, joc. Like, bine, acum ideea e și pentru cei care ați fost proști și v-ați dus la el că, vai doamne, eu am citul lui Raul. Da, bă, mă, asta e adevărat. De ce nu-l întrebi pe Raul? Bă, Bosgore, tu i-ai dat lui ăla citul sau ceva? Nu. Și atât. Și nu mai pierdeți 5 euro. Da, mă, da. Adevărul e că și-a pierdut, ți-a făcut rată la bancă, frate. Coaie, uite ce mi-a scris unul, minus drept, cât de prost ești, măliniuță, a... Eu nu știu, n-am văzut ce-a scris, dar nu știu. Măliniuță, frate, cât de prost ești, măliniuță, Așa, deci practic adaugă pe toți. Nu trebuie nicio dovadă pentru chestia asta, coaie. Mă doare în cur, faceți trade-uri cu el cât vreți voi. Dacă vă luați schem, nu mai veniți la mine în comentarii. Frate, mi-a dat schem, mi-a zis că e prieten cu tine. Pula mea. Nu mai veniți la mine, că mă deranjează. Da, și că mai avea puțin și te convingea și pe tine că, are, că e scripter la codul tău. Da, mă. Așa, și în legătură cu grupul ăsta, am făcut aici un grup în care o să postez toți schemării, da? Deci, o să vă las linkul de la grup în descriere. Intrați și voi aici pentru că, mă rog, n-o să, adică o să vin. La unii o să vin și cu dovezi în caz de am dovezi. La tipul ăsta n-am stat eu să vă screenshot ca tristul. Deci, asta e clar. Omul, oricum, cred că o să-i și dau. Să-i dau bloc sau să las comentariile pe profil? O să le las, dă-le drecu. Oricum, și băi, încă o fază destul de obvious. Dude, dacă nu ai făcut un lucru, nu te ataci. Deci, nu trebuie să fii un geniu ca să realizezi chestia asta. Trebuie să ai doar peste 13 ani. Ups. În primul rând, nu te ataci dacă te acuză cineva că ai făcut ceva și de fapt nu ai făcut. Te doare la banană, îl ignori. Dar băiatul ăsta s-a atacat prea mult. Așa am făcut și eu când mi-au zis să ia cam mine rângit. Frate. Mă rog, nu m-am atat, că n-am făcut video, m-a durut în pulă, dar la în comentarii mă certam cu aia. Aia înseamnă că am miner, frate. Păi tu chiar aveai, că mi-ai cumpărat Lamborghini. Da, mă, adevărat. Na, mă rog, intrați și voi aici în grupul ăsta. Cine nu vrea să creadă, nu mai veniți cu suferințe, frate, dă dovezi și chestii de-alea. Dă dovezi? Cumpără citul să vezi dacă ți-l dă. Exact, exact. De la băiatul ăla. Exact. Dovadă. Vrei dovadă? Du-te și cumpără citul să vezi dacă îți dă ceva. Easy, păi Frex Premium. Vezi că îți dă ăla de pe Anglo Chips. Nu mai dă, nu mai dă, acum dă bloc. Da? Da. Frate, nici măcar chef nu mai are să dea un alt detectabil. Nu mai bagă geancuri, frate. Frate. Și eu care vreau să-l cumpăr de la el. Ce arsă? Ah, față tristă, mi-a dat remove și bloc. Frate. Na, mă rog, deci faza că... dat remove și bloc? Eu i-am dat remove și bloc. Să mă ieși. Păi nu, că și eu i-am dat remove și bloc. Așa, mă rog, deci faze, dacă vreți să vă luați chem, vă ce trei cu el. Coaie, cum ar fi să-ți dea strike de link? N-are ce să-mi dea. Pentru râs. Așa, deci o să vă las linkul de la grupul ăsta în descriere. Dacă vreți, intrați. N-are rost să veniți cu ei. Mă piși pe ea de dovadă, coaie. Până la urmă, dacă tot zice el că-s observații nefondate, bă, ia-mă pe cineva căruia ai vândut citul și el fericit. Da. O să-și da, pună să pe fie... Wolf ăla să zică. Da, frate, e adevărat, mi-a vândut citul și merge. Da, mă rog, eu nu mai zic nimic. Eu v-am zis, intrați în grupul bun, ăsta. Bun, stai, ca să nu se înțeleagă greșit, eu n-am nimic cu nimeni din tot conflictul ăsta. Eu mi-am dat cu părerea. Dacă bă, te-ai ofensat... Păi înainte să începem video, de ce l-ai înjurat? Dude, aia... Glumesc, oh my god. I-am zis la Caterin că în comentariu cu aia. Și ca să fie clar, eu n-am nimic cu nimeni, dar e aiurea când faci chestii de genul și tu tot te dai așa pe nevinovatul. Da. Știi? Pui mei. Da, mă rog. Da, stai, bărbu, mers să-l înjur de mărți.
Da, mă rog, eu o să las linkul ăsta în descriere. Nu o să știu niciun comentariu, probabil o să și le șteargă el. Da, mă rog, uitați-le aici, vi le arăt pe toate. O să fie o pistă. Așa, vi le-am arătat pe toate. Dacă vreți să vă luați schimb, cumpărați jocuri și chestii de la el. Intrați și voi în grup dacă vreți să știți de tot schemări. Am vrut să-l invit și pe Chiu, adică l-am și invitat pe Facebook. Ia să văd aici. Da, omul... Voiam să zic ceva, dar mă gândeam că... Frate, e pus ăla de mănâncă câini, coaie. Mă uit afară, așa. Mă rog, mi-a zis că e afară, coaie, și-a pus poză cu el pe Insta Story. Oho, respect. Frate, nu mai... Bă, stai Insta Story, mă. Bă, nu, asta e fie... Dacă ești pe Instagram, da. Nu, nu spui Insta, pe Facebook. Te-aș din gură. E mai day, înseamnă. Nu contează, îmi pun și-o mai day cu Răzvan, îi glumesc, dracu. Nu o să fac eu așa. Mă rog, v-ați prins care e faza. Eu o să vă las aici. Te văd mâine că te întâlnești cu el la McDonald's.